Vom citi astăzi povestea concurentul pictorului. Un mare nobil însărcina un pictor renumit să îi împodobească pereții palatului cu frește. Au construit și schele pentru ca meșterul să poată ajunge să picteze și tavanul. Pictorul se și apucă de lucru. A doua zi observă că lucrările lui erau mâzgălite și urâțite. Se supără foarte tare pentru că a crezut că astea i le făcuse vreun rival. Nobilul porunci ca încăperea să fie păzită de străjeri și dacă cumva se întoarce, fătașul să fie prins și adus în fața sa pentru a da socoteală de fapta lui. Iar pedeapsa îi va fi pe măsură. Nu trecu mult timp și îl și prinseră pe făptaș. Nu era altcineva decât maimuța îmblânzită a nobilului, care, privindu-l pe pictor în timp ce lucra, a prins și ea chef de pictură. Maimuța a fost închisă într-o cușcă până când pictorul a terminat freșcele. În schimb, când lucrarea a fost gata și pensulele și vopselele strânse, iar nobilul a venit însoțit de maimuță să vadă capodopera, acesta a strâmbat din nas parcă spunând: eu le-aș fi făcut mai bine. Cu această grimasă ai dovedit că ești un adevărat pictor, izbucni în râs nobilul. Căci pictorii, după cum bine știm, sunt așa de încrezuți și fiecare crede că lucrarea lui este cea mai frumoasă. Nu-i nimic, mărite nobile, a răspuns pictorul. Data următoare, când vreți să redecorați, îi veți da mai muței pensule și culori și lucrarea va fi pe gustul dumneavoastră. Nobilul a înghițit în sec, dându-și seama că a greșit, când nu a apreciat mult.